Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Sam, fraților, să vă știu pe schimb 153. Bă, fraților, vreau să vă anunț că am făcut marea comandă de microfon, adică în câteva zile o să aveți calitate audio mult mai ridicată la episoade. Ce mă enervează cel mai mult la microfonul ăsta e că bâzie la începutul videoclipului, adică eu acum folosesc noise canceling, știi? Și bâzie la începutul videoclipului până se activează chestia aia și e enervant. Așa că, pui mie, o să scăpăm de toate chestiile astea, o să se audă ca lumea. Pui mi-am comandat asta să vă zic cum se numește microfonul, că nici nu sunt sigur cum se numește. Asta un pic să intru. Bam! Uite, ăsta e microfonul studio USB cu stativ. Pui mi-e super lux, 304. Pui mi-e. Am modificat chestiile astea, că doar nu vreți să-mi vedeți adresa și alea, ce pui mi-e. Uite, ăsta e, frate. Super șmecher microfonul. Se aude super ok, hai să-l căutăm pe net să vă arăt cum se aude. E cu USB. USB, deci nu suntem de a băieți răi cu stație, cu alea, nu cu stație, mă, cum se numește mai aia, mixer, da, lasă-mă, băi, mic test. Hai să vă arăt. Uite, ăsta. Basically rejects all the sounds that are entering the 150 degrees area at the back. Na, pui mei, oricum se vede super șmecher. Bă, pui mei, cam atât am avut nevoie pentru YouTube momentan. Un microfon, că se auzea de că cam mulți se plângeau, frate, dar ce cu băzitul ăla, bă, nu știu ce. Pui mei, am zis să-mi iau. Oricum, deci, știți că pe 14 este deschiderea oficială la... Stați un pic, am... Wow. Am pornit filmarea pe Shadow Play, stați un pic. GeForce X, ce-am făcut? Ah, wow. Wow. Mie filmează și mie acum filmează și Shadow Play, minunat. Nu știu ce să fac. Pe. Stați un pic. Exit. Încă filmează. Mă rog, o să las așa. Da, poți să aveți calitatea oricum mult mai ridicată. O să mă apuc și de streamuri mai des în fiecare weekend, cum ar fi. Plus că vine vacanța de vară și vacanța de Paște. Deci oricum o să aveți mult mai multe. Eu uite și pe ăla. O să aveți calitatea mult mai ridicată. Vine și acum vine episoade de pe el. O să fie mult mai șmecher. Pui mei, frate, o să încerc să vină și alte jocuri gen CS sau Outlast 2 când apare. Mamă, de-abia aștept Outlast 2, frate. Mamă, mamă. Am jucat demo-ul, dacă nu v-ați uitat, puteți să vă uitați. Haide, pui mei, am... Bă, a fost super horror, da? Știți că eu sunt obișnuit cu jocurile astea. Nu știu ce am frame drop-uri constante, deci trebuie să-mi... V-am zis, o să cred că o să-mi bag Windows 10. Cred, nu știu. M-am enervat un pic că nu mergea să am pus calea mea pe Windows 10, dar cred că o să ajung la decizia să-mi bag Windows 10 pentru că... Da, nu merge Sampo, dar nu merge și alte jocuri, știi? Ce zic, deci nu pot să... Acum să... Nu știu, dar ăsta e canal pentru Sampo, deci dacă v-ați abonat pentru Sampo, postez mai Sampo, dar... Na. Paint, nu-i nimeni. Ah, Deagle Only, perfect. Le dăm la băieți bână. Aha, bunica. Bunica periculoasă, o salumare. M-a terifiat. M-a terifiat, mă. Mie-mi place că are sunet, are de asta voce de bărbat, frate. Bă, o să joc Paint, pentru că la ora asta nu știu prea... Ah, lol. Botem up. La ora asta nu prea ce să joci pe Bugged. Și pe orice server, în general, nu prea ce să joci. Pentru că sunt puțin player, frate, sunt 275. Pe Bizon, acum, cred, vreo 400, dar... Sunt majoritatea pe Sleep, deci tot e același lucru. Ca aici, știi, îți mai aici un pic de lapte. Bă, mâine dau test la mate. Urați-mi succes. Bye doi. Da, pui, mi-am exersat acolo ceva, sper să mă descurc. Dacă mă descurc, practic o să am cea mai fericită vacanță din lume. Și nu că... Pui, mi-a zic așa ca idee. Sper să mă descurc. Oh, mamă, și am dat-o. Oh, mamă, l-am rupt pe băiat. Deci să-mi fac alt schimbă, că ăsta nu-i frumos. 200. Wow, mai bine la dinainte, ăsta 299, ăsta ăla din GTA 3, bă. Am jucat și GTA 3, dar am jucat câteva misiuni. Am jucat, nu am jucat pe tot. Oho, salut! Păi ești maker Deagle Only, dar... Pui mei, frate, nu mai Deagle. Facem un pixie bug, hai mă, că dacă tot mergem pe el... Lol. Apoi... bine, acum dacă eu mă duc pe el, nu înseamnă că trebuie să fac prostii pe alte servere, dar zic așa, că e idee, pui mei. Da, oricum, sper că o să vă placă noua calitate audio, pentru că, da, pui mei, frate, cer și eu să fac tot efortul pentru voi.
Și nu neapărat pentru voi, da? Și pe mine mă enervam pe microfonul ăsta, adevărul e că na. Adică intram pe Discord cu Zedo și zicea că ba, mă aude foarte încet. Și mă aude foarte încet din cauza noise cancelling-ului, pentru că noise cancelling reduce toate sunetele de fundal. Și dacă vorbesc foarte încet, nu mă aud. Și eu acum vorbesc destul de încet. Bine, pe OBS e altceva, Discord e altceva. Pe Discord doar când te auzi. Doar când te auzi destul de tare. Pornește microfonul, că pornește doar când vorbești. Dar aici, în OBS, oricât de încet vorbești, se aude. Dar pe Discord e altă fază, știi? Și nu mă auzea, frate. Vorbeam ca și acum și nu mă auzea. Și e nervant. Trebuie să ban noise cancelling și ăla nu mai bag, frate. Pe ăla nu mai bag niciun noise cancelling. Acolo sunt Barosan rău, deci... Poime. Și o să-mi iau și un pop filter. După aia, nu știu exact. Când am uitat să dau comandă de pop filter, dar o să dau și comandă de la care e vreo 50-40 de lei. Dar oricum, asta după. Că acum mai am câteva îmbunătățiri de făcut și după ce am făcut îmbunătățirile alea, mi-am luat de toate și ne apucăm serios. Bine, și acum sunt pus serios pe treabă, dar zic așa, ne apucăm serios, adică și CS și alte jocuri. Chiar dacă CS-ul îmi dă un pic nervi, nu-i bai. Bine, tot Samp o să rămână seria principală de pe canal, nu vă îngrijorați, nu mă las de Samp că mă apuc de alte jocuri. Dar na, păi mi-am ajuns să joc și alte jocuri, frate, nu stau încuiat pe Samp. Chiar dacă Samp e jocul meu preferat, aia nu înseamnă că nu mă mai joc și alte jocuri, știi ce zic? Majoritatea zic, o, ce faci, frate, joci numai jocuri de-astea din 2004? Frate, joc ce vreau. Până la urmă, joc ce mă doare pe mine, știi? Mai era și la XP Gamer, am vorbit așa, făceam... Băteam joc de el pe Facebook. Și nu, ce să fac, frate, nici nu băteam joc. Păi mei, vorbeam mai urea cu el pe Facebook. Eram la Well Played și eram cu un prieten și făceam catering. Că știi, ce înseamnă, frate, să-i trimit la Samesha așa și joc ceva cu... Îi trimiteam gen, frate, mai joci Minecraft și chestii de genul, știi? Și softica. Și la un moment dat l-am întrebat, frate, nu mai joci Sam? L-am întrebat serios, frate, nu mai joci Sam? El zice, vrei bloc și chestii de genul, frate. Aroganțe de al Minecraftișilor, să mor eu, frate. N-am mai văzut chestii de genul, să mor eu. Și după aia zicea că Samp e joc de 20, ăsta, că e joc vechi de 20 de ani. Cu aia e joc vechi de 20 de ani, dar decât Minecraft-ul ăla, mai bine joc Samp, să-mi bat piciorul. Nici Samp nu e cel mai strălucit joc. Are grafică, vorba, da, frate, are grafică de nu știu când. Dacă îți bagi câteva moduri, dacă îți bagi un NB de ăla, băi mei, un Robert Overhaul îți ia foc. GTX 960 ăla, deci, băi mei, frate, zic și eu. Ca idee. Ai așa că nici nu mai pot să vorbesc, că suflu un microfon ăsta de zeci că rup, pentru că îl țin lângă gură, să se audă ca lumea. După aia iar se închide, că e noise cancelling, pui mei. Hai de capul meu, băi, băi, n-am mai așa ceva. Mă bat băieți, n-am ce să zic. Mai joc Paint, că, na, și mai vorbim pe aici, full skin 195, nice. Hai să ne punem ăla de 101, de, nu, nu 101, 102 sau cum era, 103? Nu mai știu skin-ul. Sau 203. Nu mă, care era ăla de... hai să ne-l punem pe CJ. CJ Barosan 1. Mamă, mai știu acum, nu știu câți ani, acum vreo... Nu știu acum cât timp. Dar nu cred că știam de Samp, deci mai... Ba nu, ba nu, știam de Samp, știam de Samp, jucam Samp. Dar eram la un prieten, prin 2012, cred că era. Da, era prin 2012 și... Ce zic, eram pe single player și, mamă, mergeam la sală, frate, cu ăsta, cu CJ. Și pui mei, frate, eram așa de bucuros că alea, că nu știam de Bughead. De Bughead am aflat prin 2013 sau 2012, nu mai simt exact. Nu știu, vă puteți uita pe canal, că pe canalul ăsta am filmat de pe Bughead, că am aflat prima dată de el. Deci, na, oricum de Bizon am aflat prima dată, asta e clar. De Bizon am aflat prin 2010 sau 2011, nu mai știu exact. Că aveam vreo 7-8 ani. Na, pui mei. Și am aflat atunci de Bizon, mamă, și jucam, am și videouri pe canal cu Bizon, din 2013-2012, dar zic așa ca idee, eu am știut de Bizon din 2010-2011, frate. Dar n-am mai jucat pentru că am făcut multe sisteme de rahat, care nu și-au rostul, gen ăla, de la tași pe 1, ieși de pe server, îți dă wanted 2. Coie, ăla mi-a fi zis kill, mie mi-a zis unul kill, după aia mi-a ieșit de pe server și-am reintrat ca să-mi dau spawn acasă, când era lene să stau să mă anex alea, știi? Nici de gând, frate, el... Mi-a dat wanted 2 serverul pentru că și că l-am omorât pe ăla, că nu știu ce. Și când îl întreb pe unul, ce frate cu sistemul ăsta? Adică ce cu sistemul ăla? De ce mi-am luat wanted 2? Mi-a dat... Ăsta mi-a dat delete la NRE. Skin pentru report aiurea, nu report aiurea, zic. Pentru...
întrebare pusă era sau ceva de genul, știi? Pui mei, frate! Ești... Bă, stai, ce? Wait a minute, să-i spun ceva. Ah, mi s-a părut ceva. Mi s-a părut că a intrat cineva pe care îl cunosc. Pe CS. Și era stupid, pentru că nu prea intră la ora asta pe CS, dar e ok. Na, oricum, microfonul ăsta o să-l țin, dar nu o să mai îl folosesc. Pentru că, na. Bă, nu că nu-i bun. Mi-am făcut treaba până acum cu el. Dai chestia de buzie la început și trebuie să dau noi scanceling. Și dacă vorbesc foarte încet, nu se aude. Și nu pot la ora 12 în timpul școlii, când toată lumea doarme, eu să țip în gura mare prin casă, sau toată lumea pe primul maxim episod de ei, sau nu pot, frate, pur și simplu, nu-s retard, dar știu că o să vină haterii să zică, frate, doarme, maică ta și dacă te prinde la ora asta pe PC, te bate. Nu, frate, am și eu respect în puii mei, nu țip pe aici ca dezmeticul, zic și eu. Hai să știu un get mat, chiar dacă nu cred că am job. Ah, ok, am job, nice. Puii mei, frate, și chestia asta, naiba. Stai așa un pic. Gata. Hai, să vedem și facem câteva și noi ture de mat. Na, oricum am zis din 2000, doamne, din 2000. Când vin de la țară, cred că o să vin undeva prin 17 sau 18. Nu știu exact, eu plec prin 14, da? Nu, plec în 13. Joi sau 14. Ori joi după amiază, ori 14, ori vineri dimineața, cred. Mă rog. La ora 8, oricum o să fiu pe deschidere la el, o să fiu, clar, asta e clar, de pe laptop, cu net, de ăla, prin hotspot, pe tablet, o să fiu, practic, o să fiu de la țară, de la bunici, o să fiu. Dar live orice chestii nu pot să fac, pentru că nu mă ține netul. Pot să fac numai live prin Hangouts, care o să fie două FPS-uri. Deci nu vreau chestii genul. Două FPS-uri o să se vadă, că mi-o să meargă calmea, o să fie două FPS-uri. Dacă vreți live de la prin Hangouts, care o să am două FPS-uri, gen o să mi-ascultați doar vocea, pentru că nu merită să vă uitați la live, ok. Dar nu știu ce rost ar avea. Bine, nu chiar două FPS-uri, are vreo 7 FPS-uri, 6-7 FPS-uri. Sau mai puțin, nu știu exact oricum. 3-4 FPS-uri, nu știu, ceva de genul se mișcă, să vă arăt. Ceva de genul. Știi, păi, se mișcă foarte de căcat. Că așa e prin Hangouts. Dacă filmezi ecranul, dacă te filmezi, ține merge în 30. Și aia poți să fac, prin Hangouts chiar poți să fac, pentru că nu ia multe resurse de net. Dar așa nu pot. Îmi pare rău. Bine, cel mai probabil când o să-mi iau netul de la Digi, că vreau plănesc să-mi iau net de la Digi pe telefon, o să aibă nelimitat toate alea, că am testat și merge foarte bine, atunci s-ar putea să fac live. Pentru că acolo s-ar putea să meargă super tare, Digi-ul. Ha, oricum, practic, o să încerc să filmez câteva episoade din avans, ca să aveți pentru la țară. Dar v-am zis, pe 14 nu o să filmez deschiderea, pentru că nu o să pot, că la țară, plecat. Da, și nu pot acum, dar stau la oraș încă o zi că se deschide el, frate. Nu, acum, pur și simplu, și asta e. Bă, sper că v-a apucat acest episod de Sam, puii mei, cel mai probabil următoarele episoade o să fie tot la fel, adică o să discutăm, pentru că o să, cred că o să filmez, nu sunt sigur, dar de fapt nu, cred că o să aștept. Mai filmez încă două episoade cu microfonul ăsta și după miercuri, dacă mi vine microfonul, mai filmez încă vreo 4-5 episoade cu microfonul nou, dacă vine până miercuri. Puii mei, na, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare, salut!